Pavel, hai! Pavel, Pavel, da. Avem un musafir. Te duci tu să-l întâmpini? Păi nu mă duc eu, ce e bărbatul în casa asta? Ia așa, să vedem. Ha, 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 ha. Ia! Pavele, 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 mămică, aici sunt. Am auzit acolo sus la noi că ați pus-o de un revelion grozav. Nu aveam cum să nu fiu prezentă. Tu știi la câte revelioane am fost eu, puștiule? Doamne, deci eu nu pot să cred. Doamna draga, dumneavoastră aici. Dar cum? Mă, Pavele, mămică, tu te bucuri acum? Sau așa te bucuri tu, tremurat? Eu așa mă bucur, doamnă, tremurat, dar acum și zâmbesc și râd și plâng. Dar la asta chiar nu mă așteptam. Vă servesc cu ceva? Adică... Ai putea încerca să mă servești cu puțină comedie? Aveți așa ceva? La ce văd pe aici? Sunteți niște triști. Vreau să râd, Pavel. Vreau să râd ca pe vremuri. Nici nu mai știu de ce râdeți voi azi. Noi, înainte, râdeam de proști. Tu de ce crezi că nu mă uit în sală la Seleși Drăcea și alții de pe aici? Să-ți spun ceva. Uite, mai alaltă ieri treceam prin centrul vechi, mergeam eu liniștită și deodată un băietan dintre ăsta de acum se face spre mine și zice: „Hâți, Johnule!” Eu m-am speriat. Și toți băieții ăia care erau cu el au râs de parcă l-au văzut pe neamărin al meu de pe vremuri. Ceva mai încolo, de pe o bancă, s-a ridicat un bărbat în floarea vârstei. Maxim 70 de ani, slab, profil de android, slim. Arăta ca gardul, doar că n-avea anunțul lipit pe el, vopsit proaspăt. Recunosc că l-am și întrebat unde se pensează. Că aproape că l-am invidiat când l-am văzut de aproape. Și el mi-a zis că se pensează acolo unde se și epilează. Mi-a întins o floare și mi-a spus că e fotomodel. La casa de ajutor reciproc a pensionarilor. Am plecat și n-am știut exact dacă să-i zic pa, fată sau noroc. Că acum nici nu mai știi precis. De-aia i-am servit un ceau și m-am cărat. Am luat-o prin cișmigiu și mi-am adus aminte de tinerețe. Ce frumoși sunt tinerii. Îndrăgostiții care se sărută după ce își găsesc gura prin tatuaje, bineînțeles. E mai bine de ăia cu piercing, că măcar se aude cum clență ne fier pe fier. Iar domnișoarele sunt stilate. Altfel mănânci semințele de pe tocuri de 15 când ieși de la școală. Acum am văzut că ăia care iau 9 la BAC se întristează că n-au luat 10 și ăia care iau 4 râd de ăia care au luat 3. Măi, oameni buni, dacă vreți voi să râdeți, de ce nu mergeți voi la meciurile naționale de fotbal? Băieții ăștia ai noștri, dacă se califică la Euro, e cum te-ai întâlnit cu una de 10 ori. Mergem de mână, bem o cafea și ne pomenim că avem un copil. Nu marchezi, dar îți atingi obiectivul. Vă tot văd, că eu mă uit în fiecare zi pe ProTV-ul. Râdeți puțin și cam prost. E bine să râzi, încă vă uitați la filmele mele. Dacă vreți o pauză de râs, vă uitați la Ramon. Râdeți, oameni buni, râdeți cu poftă. Bucurați-vă de femeile astea dezbrăcate din platou. Acum cât mai puteți, că la cât de goale sunt, durerile de șale le vor șubrezi rapid. Fetelor, am ceva și pentru voi. Puneți mâna și mâncați, mămică. Împrieteniți-vă cu pâinea și cu salata de băuf. Sunteți cam sfrijite, vă bate vântul. Și dacă tot am tras o fugă să vă văd, am o urare. Anul ăsta care vine să vă aducă numai bine. Veselie în casa ta, zâmbet și cam tot ce ai vrea. Să râdeți zilnic, sănătoși, că așa sunt oamenii frumoși. Să fiți mai buni, să fiți umani. Vă pup pe toți și la mulți ani!